Ce ceaiuri preferă românii? În general, dacă preferă ceaiurile de dimineață și vor să se energizeze, ar dori ceaiul verde, verde cu iasomie, verde cu fructul pasiunii care revitalizează și energizează. Alții preferă ceaiurile de fructe, alții preferă ceaiurile terapeutice care au tot felul de ingrediente pentru diabet, pentru colon, pentru ficat, pentru detoxifiere, ceaiurile de slăbit acum după sărbători care ne ajută foarte mult la detoxifiere. Ce fel de ceai preferați? Ceai de sunătoare sau de tei. De ce anume? Pentru că teiul, în general, iarna se consumă, din câte știu, nu? Ce sortimente de ceai vă preferați? Somn ușor. Asta e pentru somn. Și iau și de-aia de pufulită, de-aia de prostată. Cât de mult ceai beți așa pe zi? Un ceai. Sunt băutor de ceai de 5 ani de zile, renunț din cauza inimii, am renunțat la cafea. Așa că beau ceai de tei. La mare căutare sunt și ceaiurile cu arome exotice. Românii preferă ceaiurile aromate, iarna ceaiurile de iarnă, avem un ceai cu ghimbir, lemongras, frunze de alun și albăstrele, foarte bun pentru iarnă. Mai avem de asemenea un ceai aromat cu aromă de portocală, care are în compoziție și hibiscus, măr. Mai avem ceai negru cu aromă de bergamotă, foarte aromat. La Polopus, cafeaua și ea este la fel de îndrăgită de către români. Ba chiar majoritatea băutorilor de cafea nici nu pun gura pe ceai. Ce cafea preferă românii? Preferă mai mult simplă, alții vor cu frișcă, Irish cream, rom Jamaica, care au arome și mult vor simple. Ce preferați, ceaiul sau cafeaua? Cafeaua, cafeaua. Și câtă cafea beți pe zi? O ceașcuță, atât, dimineața. Ceai mai puțin, mai mult cafea. Și da. Câtă cafea beți pe zi? O ceașcă. Dimineața, cum mă scol, o ceașcă de cafea. Foarte rar, câteodată pe la 3, eu știu dacă îmi vine chef, mai beau una, dar mică, cu lapte. Câte cafele vinzi pe zi? Cantitatea este 40, 50, 60, depinde, acum e mai slăbuț un pic, dar în perioada în decembrie am vândut 60-70 de cafele la expresor, foarte multe.